ultimă scritură din an, din hectarul de an, din cartea pe care, dacă mă voi hotărâ până la urmă să public și paginile astea, o ții acum în brațe, răsuflând ușurată că ai dus-o până la capăt. Din clipa de acum până în clipa ta de acum au trecut câteva luni, ani sau decenii, în care poate s-a schimbat totul, jocul literar, cel politic, cel tehnologic. Poate că respir acum, acumul tău și eu pe undeva, pe firul ăsta de praf parazitat de noi, cei 7 miliarde. Poate că încă respir foarte aproape, poate mi-auzi respirația chiar acum. Sau poate, pentru tine cea îndepărtată, sau pentru tine cel îndepărtat, nu mai respir de mult. Am terminat-o cu nutriția, relația, reproducerea, văzul și auzul, celul albastru și buzele roșii. Dar bizara mea fantomă va fi mereu aici și va ridica holografic între cele două pagini de carte de câte ori o vei deschide. Permite-mi deci să ajung până în josul paginii, dincolo de care se mai află frontiera coperților, iar apoi tu, țară îndepărtată. Mai sunt 7-8 centimetri până jos, adică tot atâtea rânduri. Ce să-ți spun mai urgent? Am trăit. Mi s-au dăruit încă 7 ani ca să pot stoarce din carnea lor de grăcut substanța amară a acestei cărți. A fost vremea depresiei, a solenoidului, a apropierii de marginea din dreapta a vieții. Aș fi vrut atât de tare ca scrisul meu să se întoarcă înapoi, din nou către stânga, dar asta nu se mai poate. Săgeata entropiei nu mai permite, nu mai e timp. Mai am 2 rânduri în care îți mai pot spune doar agonic, agnostic, adio. Ne vedem peste 7 ani sau 7 milenii. Autografă.